de Sfinții Împărați Constantin și Elena, comuna Buia de Sus a fost în sărbătoare. Cu mic, cu mare, oamenii locului au sosit în centrul localității pentru a se bucura alături de conducerea administrației locale de această dublă sărbătoare. Primarul Nicolae Tarbă și colaboratorii săi au pregătit totul pentru ca cei prezenți să petreacă câteva ore în armonia muzicii și a invitaților care au urcat pe scenă. În mijlocul cetățenilor s-au aflat și politicienii de la cele două partide, PSD și PNL, aflate la guvernare. Cu această ocazie, vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Nicolaescu, a promis celor aflați în centrul localității că anul acesta se vor asfalta cei 2 km de drum județean care străbat localitatea, urmând ca următorii 3 km să se finalizeze anul viitor. În numele Consiliului Județean am venit aici și n-am venit cu mâna goală, am venit ca în semn de prețuire să vă oferim și o diplomă. O diplomă pentru că administrația dumneavoastră merită cu prisosință. Așa cum colegii și vecinii dumneavoastră de la Albești au așteptat câțiva ani de zile, dar până la urmă s-a rezolvat problema cu asfaltul, nu-i așa, domnul primar? Sperăm ca până la anul să aveți și dumneavoastră drumul care face legătura între Albești și Câmpul Lung asfaltat. Întotdeauna doleanțele și dorințele dumneavoastră de dezvoltare au fost ascultate de la Consiliul Județean și de fiecare dată domnul primar când a venit a găsit ușa deschisă la noi pentru a ajuta cu cofinanțările de care are atâta nevoie pentru proiectele de care a spus că vrea să le facă în localitatea dumneavoastră. Așadar, permiteți-mi ca numele Consiliului Județean să oferim o diplomă de excelență în administrația locală, se conferă primăriei comunei Buia de Sus, Consiliul Local Buia de Sus, pentru activitatea desfășurată în administrația locală și contribuția adusă la dezvoltarea culturii, culturală, economică și socială a localității, cu prilejul aniversării zilei comunei Buia de Sus. Prefectul Radu Perianu a întărit cele spuse de vicepreședintele Consiliului Județean și a garantat că va veni să vadă dacă lucrările la drum se află în grafic. Eu pot să spun că sunt martor. A promis Consiliul Județean anul ăsta 2 km de asfalt. Dacă văd că se apropie toamna, că doar nu o să toarne asfalt iarna, dacă văd că se apropie toamna și nimic, vă promit că eu pe domnul vicepreședinte și mai dăm o tură pe drumurile astea județene. Nu la anul. Anul ăsta au promis. La anul următorii 3 km iar ne plimbăm pe aici, domnul vicepreședinte. Așa că eu sunt unul care alături de dumneavoastră să uită la Consiliul Județean să vadă ce face cu drumul dintre Câmpul Lung și Buglia. Cu ocazia sărbătorii Zilei Comunei, primarul Nicolae Tarbă a felicitat și a premiat cuplurile din localitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Diploma de fidelitate familiei Elena și Ion Câmpuleanu cu prilejul aniversării a 50 de ani de căsătorie în semn de apreciere pentru devotamentul familial și exemplul dat tinerei generații. Semnează primarul comunei Buia de Sus, domnul Nicolae Tarbă. Vă mulțumim, felicitări! Au încântat publicul cu melodii de petrecere, câteva ansambluri folclorice, dar și interpreți de muzică populară. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cei dragi când ești la veselie, îți orez numai așa să-ți fie. Și aduci lăutarii ca să-ți cânte și cu ei te iei pe îndrecute până dimineață chefuiești pe toate, ție da să le trăiești. Viața care o duc acum, la-i-la-la-la-la, n-aș schimba-o cu niciuna, la-i-la-la-la, mănânc bine, fac ce-mi place, la-i-la-la-la, e domn primar și n-ai ce-i face, mă! Hai, la viața n-ai nimic, la
la la la. Dacă n-o să trecem bine, la la la. De la viață n-ai nimic, la 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 la. Dacă n-o să trecem bine, la la la. Viața care o duc acum, la 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 la. N-aș schimba-o cu niciuna, la 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 la. Mână bine, fac ce-mi place, la 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 la. Petrecerea a durat până târziu în noapte, cu toate că vremea nu a fost chiar așa de prielnică.